În organizarea Consiliului Județean Neamț și a Complexului Muzeal Județean, în piața Roman Vodă s-a deschis astăzi o expoziție intitulată Viorica Agarici, erou în două țări, punte între două religii, dedicată celei care a fost Viorica Agarici. Șef al Crucii Roșii din Roman, Viorica Agarici a rămas în istoria evreilor prin gestul său de a se așeza în fața vagoanelor care transportau evreii deportați din Iași la Călăraș. În data de 3 iulie 1941 a trecut pe gara Roman unul dintre trenurile morții, pline cu copii, femei și bărbați, toți evrei, închiși de zile întregi în vagoane, fără apă și fără mâncare. Viorica Agarici și surorile din subordinea ei au cerut soldaților germani să deschidă vagoanele pentru a putea acorda primul ajutor evreilor închiși. Și-a riscat apoi viața așezându-se în fața trenului și determinându-i pe soldat să deschidă ușile vagoanelor, reușind astfel să acorde îngrijiri oamenilor care se zbăteau între viață și moarte. Viorica Agarici a depus un act eroic, acela de a oferi apă și zahăr celor care nu aveau niciun fel de speranță. Proiectul expozițional pe care îl deschidem astăzi aici la Roman este unul care a pornit din anul 2018. În Consiliul Județean, sub înaltul patronaj al Parlamentului României, Camera Deputaților, cu sprijinul unor cercetători, al unor istorici, au încercat să facă o restituție de onoare, aceea de a onora, așa cum se cuvine, pe singura nemțeancă care se află în Yad Vashem și care este onorată cu titlul Drept între popoare. Începând din 1963, se acordă acest titlu, Drept între popoare, celor care au contribuit la salvarea evreilor care au suferit de pe urma Holocaustului. Alături de alți 65 de români, Viorica Agarici are o plăcuță cu numele ei pe muntele Amintirii și este plantat la fel un copac care aduce memoria acea reconstituire, faptul că Viorica Agarici a fost demnă, a fost eroică și a făcut ceea ce orice președinte al Crucii Roșii trebuia să facă. Tocmai de aceea, în 8 iunie 1983, i s-a acordat post-mortem titlul de drept între popoare, a fost sădit acest copac și în cimitirul de la Yad Vashem, ea își are o plăcuță cu numele dânsei. Expoziția pe care Consiliul Județean Neamț a realizat-o este constituită în două motive. Motivul negru al tragismului și motivul alb, cel care arată bucuria, personalitatea și demnitatea Vioricăi Agarici. La împlinirea 178 de ani de la gestul Vioricăi Agarici, la vernisarea expoziției de la Roman, au participat Ioana Saftei și Laurențiu Dulamă, vicepreședinții ai Consiliului Județean, Daniela Soroceanu, prefectul județului, Dorin Nicola, directorul Complexului Muzeal Județean. Vioricăi Agarici este erou pentru două state, România și Israel. Și trebuie să fie reper al dăruirii umane pentru noi toți. De aceea avem obligația de a păstra veșnică amintire. Îi aduc al nemulțumit domnului Gheorghe Agarici, nepot al eroilor care se onorează astăzi cu prezență. Mulțumesc oficialităților aici prezente, veselor bisericești, organizatorul tuturor celor care participă la vernisaj, pentru că doar împreună putem crea un eveniment prin care reiterăm amănunte despre istoria lucrului acesta, despre cei care reprezintă modele de curaj și dăruire, așa cum a fost Viorica Agarici, un nume care merită să fie binecuvântat mereu și mereu, așa cum declară unul din supraviețuitori. De o importanță, a zicea parte, deosebită sunt și aprecierile foștilor conducători ai comunității evreiești. Și voi da un citat din Marea Rabina Alexandru Șafran. Această femeie, ca și mulți alți români salvatori, reprezintă sufletul românesc în acele vremuri de suferință a evreilor. Iar Rabinul Moise Surăză, fostul șef facultății evreiești în România, Viorica Agarici a reabilitat specia umană, demonstrând că dacă există pe lume fiare cu chip de om, apoi se află și exemplare nobile care merită denumirea biblică de ființe create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. În memoria ei și pentru eroismul ei, toate gândurile noastre bune se îndreaptă spre moștenitori.
Iată că după ce în luna martie, așa cum a rememorat și domnul rector, când a fost omagiată Viorica Mărici la București, sub patronajul Camerei Deputaților, atât la Palatul Parlamentului, cât și la Guvernul României, în prezența mai multor ambasadori, parlamentari, reprezentanți ai Guvernului, ai Comunității Evreiești și instituțiilor de cultură din țară, viața și activitatea Viorica Mărici, un adevărat erou al României și al Israelului, este prezentată și astăzi aici, la Roman, în cadrul acestui vernisaj. De ce Roman? Pentru că exact acum 78 de ani, aici, pe 3 iulie, Viorica Agarici, în calitate de șefa filialei Roma a Societății Naționale de Cruce Roșie, a dat dovadă de autoritate și de târzenie, salvând de la pieire sute de evrei români dintre acel trenul morții. Veneau de la Iași și se îndreptau spre Călăraș. Un moment de curaj și patriotism s-a desfășurat atunci în municipiul Roman, în Gala. Iar pentru aceste acte de eroism, Viorica Agarici a primit din partea statului Israel acea diplomă și titlu de drept între popoare. Drept între popoare ar trebui să fim toți. Să fim mândri, patrioți, dârși și să ne ajutăm semenii, indiferent de situația în care se află. Cu această ocazie, astăzi, vreau să-i felicit în primul rând pe reprezentanții Consiliului Județean Neamț, dar și pe reprezentanții Complexului Muzeal Județean Neamț, care au reușit să facă această expoziție pentru acest eveniment special. Pentru ca toate generațiile, de astăzi și de mâine, să-și aducă aminte despre această nobilă doamnă, mare eroina Neamțului și a întregii țări. Onorat adunare, în calitate de nepoată al doamnei Viorica Agarici, doresc să mulțumesc în numele familiei, inițiatorilor și organizatorilor celor două expoziții muzeale, la București și respectiv de la Roma, Consiliului Județean Neamț, Comunității Evreiești din România, ținut nu în ultimul rând autorităților locale ale municipiului Roman pentru inițiativa și efortul depus la realizarea acestor expoziții muzeale din Viorica Agarici în memoria bunicii mele și a celor câteva sute de evrei români salvați de la pieire dintr-un tren al morții. În acea zi torită de 3 iulie 1941, în calitate de președinta a Crucii Roșii Roman, Viorica Agarici se exercita atribuțiile de serviciu, acordând îngrijiri răniților prin vagoanele pusite de pe front. Energică și săritoare, perseverentă din fire, dornică să ajute oamenii la nevoie, a reușit să salveze de la pieire sute de evrei români din acel tren al morții. Comemorând al 78 de ani de la acest eveniment petrecut în Gara Roman, cum adiem faptele de curaj și omenire ale românilor în toate timpurile. Stimați invitați, vreau să vă mulțumesc atât în nume personal cât și în numele municipiului Roman pentru faptul că v-ați alăturat cu nouă, v-ați alăturat Roman Șandor pentru aici în stil pe înaintașii noștri. Viorica Agarici poartă un loc special în inimile noastre, în inimile romașcanilor, pentru curajul pe care a dat dovadă, dar și pentru dorința foarte mare de a face dreptate. Sunt mândru că am participat și că această expoziție a fost lansată la Parlamentul României în luna februarie, acolo unde am participat și eu. Dar, de asemenea, sunt foarte mândru și pentru că am reușit să aducem această expoziție la Roma, pentru a vedea cu toții umanitatea, gestul uman pe care a dat dovadă Viorica
atarici. Și mai cred că fiecare dintre noi trebuie să purtăm în sufletul nostru o parte din Viorica Agarici. Pentru că doar așa putem să facem mai bine, doar așa putem să ne ajutăm semenii și doar împreună putem să facem dreptate. Viorica Agarici a fost declarată post-mortem de statul Israel drept între popoare, iar la muzeul Yad Vashem din Ierusalim a fost plantat un arbore în memoria sa pe Aleea Celor Drepți. Datorită ei, curajul, intransigență, au scăpat de la moarte sigură aproape 1000 de evrei care și-au continuat drumul de la Roma la Cărăuși. An de an, comunitatea evrească din Iași, comunitatea evrească din Roma, comemoră evenimentul la Cimitirul Evresc. Participă reprezentanții autorităților municipului, participă reprezentanții cultelor, participă reprezentanții etnicilor minoritari. În ultimii ani, doi ambasadori în statul Israel au vizitat Cimitirul Evresc, au participat la ceremonie și au rămas profund impresionați. Am fost în Israel și nu am putut să nu merg la Yad Vashem, mare muzeu al Holocaustului. Am intrat și mi-am adresat primului funcționar, căutând pe Viorica Agarici. N-a trebuit să spunem de două ori, pentru că reprezentam funcționarul respectiv, ne-a indicat. Aici, aici. Am văzut copacul, am văzut plăcuța cu inscripția Viorica Agarici și m-am bucurat ca românștan. În țară organizăm an de an vizite în școli gimnaziale, în licee și vorbim despre aceste evenimente care au adus multe, multe nenorocire. Sperăm ca ce s-a întâmplat. Să nu se mai întâmple. Există relații de bună colaborare între populația majoritară și etnicii minoritari, cu toții, cât pot și cu ce pot, fac ca romanul să înfloresc. După vernisarea expoziției, oficialii prezenți s-au deplasat în Gara Roman, unde au depus coroane de flori la bustul Vioricăi Agarici.